Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. România nu recunoaște așa-numitele alegeri prezidențiale care s-au desfășurat ieri în Transnistria. Țara vecină este primul stat care face o declarație oficială în acest sens. Deși capitala înregistrează cea mai mare rată de vaccinare, iar numărul de cazuri de infecție este în descreștere, autoritățile municipale din sănătate anunță că ar putea impune un șir de măsuri de protecție noi. Statul a mai aruncat astăzi în vânt câteva 10.000 de lei, după ce un individ a sunat la 112 și a declarat că sediile judecătoriei din centru și de la Buicani sunt minate. Alerta s-a dovedit a fi falsă, iar căptașul încă nu a fost identificat. România este prima țară care anunță că nu recunoaște așa zisele alegeri prezidențiale care au avut loc ieri în regiunea transnistreană. Ministerul de Externe de la București a precizat că statul român susține reglementarea pașnică și durabilă a conflictului transnistrean cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Ieri locuitorii din stânga Nistrului au mers la urne ca să-și aleagă liderul. Așa zisul scrutin nu este recunoscut de autoritățile de la Chișinău și nici de comunitatea internațională. Rezultatele așa numitelor alegeri nu au fost anunțate până la această oră. La scrutin ar fi participat peste 140.000 de oameni. Aceștia au avut de ales dintre doi candidați, unul fiind actualul lider al regiunii, Vadim Krasnuselski. Al doilea candidat este mai puțin cunoscut localnicilor din stânga Nistrului. Cele 255 de secții de votare din stânga Nistrului s-au deschis la ora 7. Transnistria a preluat practica rusă și a organizat alegeri care au durat 3 zile. Votul a început de vineri și s-a încheiat duminică, iar așa numitul scrutin va fi validat indiferent de prezența la vot, pentru că pragul electoral a fost anulat. Кто если не мы? Только от нас это все зависит наша дальнейшая жизнь, наше общество, развитие нашего общества, ну и судьба. Oamenii spun că au votat pentru un viitor mai bun. За будущее, чтобы было вот сам мир, проблем не было вот сам. Я голосую в первую очередь за великую Россию, вот за наш славный край Тарновский, вот за всех хороших людей. Голосуют очень активно. Наш избирательный участок самый большой в городе. В этом году несколько необычно то, что у нас много досрочно проголосовавших избирателей, как в территориальной комиссии по нашему участку, так и у нас вот 10-11 декабря. Oamenii trebuie să aleagă între doi candidați, unul dintre ei fiind actualul lider Vadim Krasnoselski, susținut de holdingul Șerif. Acesta a venit să voteze împreună cu soția sa. За стабильность, за мир. Сегодняшние выборы, они проходят именно под внешним давлением. Но оно и, в принципе, понятно. Ничего удивительного нет. Singurul contracandidat al lui Krasnoselski este Serghei Pânzari, o persoană necunoscută oamenilor din stânga Nistrului. Aceasta este un locuitor din Grigoriopol, care anterior a fost deputat local. Alți 5 candidați care și-au înaintat dosarele nu au fost acceptați de așa-numita comisie electorală din regiune. Potrivit presei locale, pentru a monitoriza acest scrutin au ajuns câteva persoane din regiunile separatiste Osetia de Sud, Abhazia și din Nagorno-Karabakh și câțiva politologi din Rusia s-au pornit să urmărească alegerile, dar au fost întorși din drum de poliția de frontieră, întrucât nu au avut un motiv întemeiat să se afle pe teritoriul Republicii Moldova, ne-au spus atunci responsabilii de la Ministerul de Externe. Potrivit lor, așa zisii observatori vin din partea unor organizații dubioase. Reprezentanții instituției au îndemnat partenerii externi să nu trimită observatori la așa numitele alegeri din regiunea transnistreană, precizând că procesul este unul nelegitim și președintele Maia Sandu a spus anterior că autoritățile de la Chișinău nu recunosc scrutinul. Нелегитимными эти выборы, так что мы ничего не ждем по этому поводу. Iar Biroul pentru Politici de Reintegrare a anunțat că așa numitele alegeri din stânga Nistrului sunt considerate nule din punct de vedere juridic, având în vedere că se desfășoară în afara cadrului constituțional și a legislației Republicii Moldova, dar și cu încălcarea standardelor democratice internaționale. Timp de 100 de zile nu au scos niciun cuvânt. Este vorba despre mai mulți deputați din Parlament care preferă să tacă. Dumneavoastră, de ce încă n-ați reușit să vorbiți nimic în Parlament? Cum se explică că discursul dumneavoastră nu este în stenograma Parlamentului? Cine sunt deputații scumpi la vorbă, vă spunem imediat la știri.
În capital ar urma să fie introduse noi măsuri de protecție. Membrii Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică din municipiu se vor întruni în această săptămână pentru a decide cum să evite un nou val pandemic în ajun de sărbători. Asta în timp ce capitala rămâne pe primul loc la capitolul vaccinare, iar numărul de infectări este în descreștere. De câteva săptămâni se înregistrează o scădere a numărului cazurilor de infectare cu COVID atât în țară cât și în capitală. Mai mult, pentru a doua săptămână consecutiv în municipiul Chișinău este stabilit pragul galben de alertă. Chiar și așa ar putea fi introduse noi măsuri de protecție, anunță responsabilii din primărie. Suntem în ajun de sărbători și ne propunem ca în această săptămână să convocăm ședința Comisiei Extraordinare de Sănătate Publică, unde ne trebuie părerea experților, părerea specialiștilor pe acele măsuri, acele acțiuni care trebuie să le întreprindem împreună, inclusiv pentru pregătirea către un potențial val pandemic. Despre ce restricții ar putea fi vorba nu este clar deocamdată. Potrivit responsabilului, deși în prezent înregistrăm o ameliorare a situației pandemice, în scurt timp aceasta s-ar putea agrava din nou, iar cea mai eficientă protecție rămâne a fi vaccinarea. Punem în continuare cel mai mare accent pe vaccinare. Pe parcursul întregii luni decembrie, vom promova maratoanele de vaccinare în fiecare weekend, avem un program stabilit. În capitală se înregistrează cea mai înaltă rată de imunizare, circa 41% din locuitori fiind vaccinați cu schema completă. Moldovenii nu mai merg la stomatolog. Potrivit unui studiu realizat în țara noastră, pe perioada pandemiei, mai mult de jumătate din populație a renunțat la vizitele la medicul dentist sau merg foarte rar din lipsă de bani. Totodată, un sfert din cetățenii noștri nu își pot permite nici măcar strictul necesar pentru o viață decentă, iar la specialiști ajung doar dacă situația este critică. Când ultima dată ați fost la dentist? Два года назад. Cu așa prețuri? Ну, грел тот с мержим недущим кам, сенцележит с нума геурженца. Dacă îi doare. Potrivit studiului realizat în perioada aprilie-iunie a acestui an pandemic, oamenii ajung în cabinetele specialiștilor medicali tot mai rar, mai cu seamă în cel al stomatologilor. Conform datelor, peste 50% din populația țării nu își mai permite deloc să meargă la medicul dentist din motive financiare. În aceeași situație s-a pomenit mătușa Ana, care la colț de stradă vinde pomușoare de pădure. Stomatologul fac așa la mal, decuiesc cu ierburi medicinale. Dar mie nici n-am cu ce mă mai duce. Fiindcă de ce te-ați neochicat, v-a spus că n-am cu ce mă duce. Dacă mă duc la stomatolog, acolo, pentru numai să repar, 300 de lei. Acești bani însă sunt prea mulți pentru femeie. Asta pentru că primește o pensie care nu-i ajunge nici măcar pentru a se întreține pe ea și soțul său, care este bolnav și nu a ajuns la vârsta de pensionare. Dar eu, dar am 3 zile, eu nu le pot, știi, să le vând pentru o bucățică de pâine. Pensia mea e la 1600. Același studiu realizat de organizația Keystone Human Services Moldova arată că fiecare al patrulea moldovean s-a pomenit în aceeași situație ca și mătușa Ana, adică 25% din cetățenii nu au bani suficienți pentru a-și asigura măcar strictul necesar. Am întâlnit totuși pe stradă și dintre cei care pun bani deoparte pentru a avea grijă de sănătatea lor orală. Mă duc la stomatolog, știți cum, o dată am, trebuie de făcut regulă la dinți. O dată an. Și nu-i scump, depinde de diferite prețuri. La stat e mai ieftin. Dacă avem grijă de dantură, la timp avem mai puțin cheltuieli. Stomatologii confirmă, igiena orală este foarte importantă, nu doar pentru un aspect fizic plăcut, dar și pentru sănătatea generală a întregului organism. Niște carii incipiente punctiforme să se extindă pe suprafețe și de asemenea și în adâncime. Din cauza asta apar schimbări în culoarea dinților, ulterior miros neplăcut din cavitatea bucală. Inflamațiile gingivale și de asemenea retracțiile gingivale respectiv să ducă la sensibilitate dentară, la mobilitate și de asemenea ulterior chiar și la pierderea dinților. La începutul pandemiei, clinicile stomatologice au fost închise pentru o perioadă de 2 luni. Însă chiar și după reluarea activității acestora, moldovenii nu s-au grăbit să ajungă la dentist, spune specialistul. Pe lângă lipsa de bani,
bani. Asta se întâmplă și din cauza fricii de COVID-19. Medicii stomatologi recomandă un control de rutină a danturii cel puțin o dată pe an. Două alerte cu bombă au dat peste cap programul judecătoriei Chișinău din sectoarele Centru și Buicani. Toți angajații au fost evacuați, iar la fața locului au venit geniștii care, după mai multe verificări, au constatat că ambele alerte sunt false. Făptașul riscă până la 2 ani de închisoare. La ora 8:30, oamenii legii au fost anunțați că aici, în sediul judecătoriei Chișinău din sectorul Buicani, s-ar afla un obiect explozibil. După ce au inspectat clădirea, specialiștii de la BombTech și polițiștii au anunțat că alarma a fost falsă. Potrivit oamenilor legii, bărbatul care a alertat fals poliția a anunțat că un obiect explozibil ar fi fost pus și în clădirea judecătoriei Chișinău din centru. Odată cu declanșarea alarmei, toate persoanele care se aflau în cele două clădiri au fost evacuate. Printre ele și acest bărbat care spune că avea programată o ședință. Judecătorii încă au amânat dosarul. Trebuie pedeapsa la cei care sună, nu amende. Da, mai olea că mai mulțumim de oameni care au fost azi la ședință, care trebuie să fie. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar individul care a alertat poliția riscă amendă de până la 42.500 de lei sau închisoare de până la 2 ani, dacă va fi găsit. Oamenii legii au spus că acesta încă nu a fost identificat. De la începutul acestui an au fost înregistrate circa 20 de alerte false cu bombă. Săptămâna trecută, geniștii au făcut verificări la președinție, după ce un bărbat, care se află la evidența medicului psihiatru, a sunat la 112 și a anunțat că edificiu a fost plasată o bombă. Potrivit oamenilor legii, pentru fiecare alertă falsă, statul cheltuie câte cel puțin 15.000 de lei. În funcție de complexitatea acțiunilor de verificare, suma ar putea crește la 10.000 de lei. Peste ocean, cel puțin 94 de americani au murit, striviți de ziduri și acoperișuri din cauza cele mai grave serii de tornade din istoria țării. În timp ce salvatorii s-au angajat într-o cursă contra cronometru în căutarea unor eventuali supraviețuitori, Guvernul Federal a alocat fonduri din rezerva de urgență și a mobilizat Garda Națională. Președintele Joe Biden a vorbit despre o tragedie de neimaginat și a dat vina pe schimbările climatice pentru ferocitatea fenomenelor meteo. Căutările continuă zi și noapte în speranța că printre dărâmături ar mai putea fi cineva în viață. They would let me down there, I would be digging right now. Until daybreak, I would be digging right now if I could. Fingers and all, I would be digging, no gloves. I hope they find you. I know you're okay down there. And I'm looking for my wife and I need her. I hope she's still somewhere safe. And baby, please call me soon we get connected. Please call me. I'm looking for you, baby. We've been looking for you. Me, Tamara, the kid. Persoane din familiile acestor oameni lucrau la fabrica de lumânări din Kentucky, unde s-au înregistrat cele mai multe victime. Din cei peste 100 de angajați, doar 40 au fost salvați. Întreaga clădire a fost complet distrusă. Însă, cei mai mulți localnici dormeau când s-a dezlănțuit vijelia. Șocul a fost cu atât mai mare. Unii s-au adăpostit în șifoniere, alții, mai norocoși, în pivnițele caselor. Everything was going good and then the sirens went off and we barely had time to get everybody back to the hallways before it hit. I mean, there was no time at all. La peste 500 de kilometri depărtare, jumătate dintr-un depozit al companiei Amazon a fost măturat de o altă tornadă. 6 oameni au murit aici. Era schimb de tură în momentul respectiv, așa că a durat mult până când s-a stabilit câți oameni se aflau în incintă. 10 de clădiri și case au fost spulberate, iar oamenii au rămas fără un acoperiș deasupra capului. You know, 7, my house burnt completely to the ground. We rebuilt. Then my husband died in 09, and I had to file bankruptcy. I lost everything again. And now I've lost it all. So this was a pharmacy. Wow. It's gone. Doar în Kentucky, numărul victimelor este estimat la peste 70 de morți, guvernatorul vorbind despre una dintre cele mai grele nopți din istorie. This has been the most devastating tornado event in our state's history. I've seen a lot of things in my life, from policing to ministry, but this is the worst, absolutely the worst. Presa americană relatează mărturii ale unor supraviețuitori care au stat blocați sub dărâmături. If you don't believe in God, you need to come talk to me. Peste 30 de tornade au fost înregistrate începând de vineri seara în cel puțin 6 state, printre care Missouri, Tennessee și Mississippi. Agențiile federale de răspuns la dezastre acționează în zonele afectate, iar în Kentucky a fost decretată stare de urgență.
Pe cine vei visa, cu acela te-i mărita. Asta spune una dintre tradițiile de noaptea trecută, când creștinii pe stil vechi l-au sărbătorit pe Sfântul Andrei. Toarnă două picături de ceară în castronul cu apă și se amestecă cu firul de busuioc. Dacă ele se unesc, anul ăsta eu mă mărit. Ce alte vrăși s-au făcut în noaptea plină de magie, vedeți în jurnal. Aproape o treime din deputații noului parlament n-au scos niciun cuvânt în primele 100 de zile de când și-au ocupat fotoliile. I-am identificat pe tăcuții din legislativ cu ajutorul unui programator care a analizat toate stenogramele ședințelor. Este vorba despre 6 deputați din blocul comuniștilor și socialiștilor, 19 de la PAS și Ilan Șor, care nu a fost prezent la nicio ședință. Bulință. Împotriva. Pavel Alexei, na prijatno apetita, no u nas ešte 5 minut 10, пожалуйста. Sorry. Pavel Alexei, na выключите хотя бы камеру. Это может Спасибо. Așa s-a făcut remarcată deputata blocului comuniștilor și socialiștilor Ala Dolință în legislativul trecut. În sala plenului în mandatul precedent, la fel ca și acum, aceasta nu a scos niciun cuvânt. Socialista tace și în fața jurnaliștilor. Doamna Dolință, bună ziua! Puteți să ne acordați un minut? Conform studiului realizat de programatorul Constantin Coropceanu, Dolință mai are încă 5 colegi care nu au făcut nicio declarație în cele 100 de zile de activitate a Parlamentului. Aproape toți ne-au întors spatele când i-am întrebat de ce. Iar alții s-au încurcat în declarații. De ce încă n-ați reușit să spuneți nimic în cele 100 de zile de activitate ale Parlamentului? Dumneavoastră, de ce încă n-ați reușit să vorbiți nimic în Parlament? Cum se explică că discursul dumneavoastră nu este în stenograma Parlamentului? Colegii mai vorbăreți însă le-au sărit în ajutor. Ne vom strădui ca toți colegii să fie activi și evident că toți vor vorbi, toți vor lua cuvântul. Vedem că și în partea opusă sunt deputați care niciodată nu s-au exprimat, niciodată nu au vorbit. Dar asta nu înseamnă că ei nu sunt activi. Cei mai mulți deputați tăcuți sunt la PAS, 19. Unii dintre ei spun că nu au avut timp să vorbească deoarece au venit în Parlament mai târziu, după ce unii deputați au plecat în guvern. De ce încă nu ați reușit să spuneți nimic în acest legislativ? Da, și mandatul meu a început la 21 septembrie, când a fost validat. Chiar mâine am o conferință de presă, vă rog să urmăriți și... De fapt, nu cred că trebuie să mă raportez la luările de cuvânt, cu atât mai mult că sunt în funcție de o lună jumate, deci am intrat în Parlament în 19 octombrie. Nu neapărat să fii vocal ca să fii efectiv, din câte înțeleg eu. Și în curând mă veți auzi în Parlament, credeți? Niciodată nu-i târziu. Asta o să fie în continuare. Cu multă îndrăzneală și curaj. Nu e adevărat. Cred că de 3 ori am vorbit, dar de pe loc, dar nu de la tribuna centrală. Președintele interimar al formațiunii are o explicație de ce nu sunt vocali toți deputații PAS, deoarece sunt prea mulți, spune acesta. Eu trebuie să mențin un echilibru, că dacă, credeți-mă, dacă îi las pe ai mei să vorbească când apasă microfonul, o să-mi sară în cap opoziția, că îi sunt mai puțini. Dar o să aibă timp suficient să manifeste, iau platforma în cadrul comisiilor unde sunt foarte activi, totul la timpul său. Tăcut, dar și nevăzut, este și Ilan Șor, care nu a fost prezent la nicio ședință a noului Parlament și a fost lipsit de salariul de deputat. În legislativul trecut a fost o singură dată. Șor a plecat din țară în vara anului 2019, când PD a cedat puterea. Dat în căutare internațională pentru fraude de proporții la BEM, Șor evită să spună unde se află de fiecare dată când este întrebat. Octavian Țâcu pleacă de la șefia Partidului Unității Naționale la 2 ani, după ce a fost ales în această funcție pe un mandat de 4 ani. Fostul deputat susține că unii colegi de-ai săi au convocat biroul politic al formațiunii, la care, în absența sa, au cerut ca el să fie demis. Motivul invocat ar fi rezultatul slab înregistrat la alegerile parlamentare din vară, la care PUN a obținut mai puțin de 1% din voturi. Pe acești băieți le-am adunat într-un birou politic, în care pur și simplu în absența mea mi-au cerut demisia din funcția de președinte al partidului, invocând pierderea alegerilor și responsabilitatea principală pe care
trebuie să mi-o asum. Octavian Țăcu susține că în spatele acestei decizii ar sta fondatorii PUN, Anatolie Șalaru și Ana Guțu. Anatol Șalaru împreună cu Ana Guțu, de fapt, au îngropat pentru o anumită perioadă unionismul în Republica Moldova. L-au distrus efectiv prin această decizie, pentru că ei nu au altceva ce face în loc. Acest partid este mort. Au anihilat un partid care putea deveni o alternativă actualei guvernări și o alternativă de guvernare. Șalaru și Guțu nu au fost de găsit deocamdată pentru un comentariu. Potrivit lui Țicu, la biroul politic al PUN s-a decis și convocarea Congresului Național Politic al Partidului, care va avea loc sâmbătă. Atunci urmează să fie votată demisia sa și alegerea unui nou lider. Fostul deputat a precizat că nici el și nici echipa pe care a adus-o la PUN nu va participa la Congres. Țicu a fost ales lider al PUN în decembrie 2019, după ce și-a anunțat retragerea din blocul acum constituit din PAS și Platforma DA. Acum 12 ani îi cunoșteam pe Luca, Selin și Bianca, tripleții din familia Buzdugan, care deveneau eroii campaniei Dăruiești și Câștigi. De atunci, viața familiei s-a schimbat radical. S-au mutat cu toții în Franța, iar astăzi vom merge într-o vizită virtuală și vom face cunoștință cu trei adolescenți puși pe șotii, dar și cu frățiorul lor mai mic. Familia recunoaște că de când a simțit puterea și generozitatea celor care i-au ajutat, Crăciunul a devenit cea mai frumoasă și mai așteptată sărbătoare din casa lor. Am ajuns în Franța, în casa familiei Buzdugan, unde atmosfera e deja de sărbătoare. În casă, mai ales dimineața, tare des mi-aduc aminti filmul ăsta, singura casă. Ia că uite, în partea asta suntem. Pe familia Buzdugan am cunoscut-o în anul 2008. În urma exploziei de la centrul comercial Jumbo, Claudia a fost grav rănită și a fost nevoită să întrerupă o sarcină. Toate cele ce s-au întâmplat cu mine, eu mereu am fost o luptătoare. Familia locuia pe atunci într-o cameră de cămin, închiriată de primărie, iar necazurile se țineau lanț, până într-o zi, când Claudia a rămas însărcinată, iar pe lume au apărut tripleții Luca, Bianca și Selin. Eu sunt cel mai bucuros. În același an de Crăciun, problemele din viața lor au luat sfârșit datorită oamenilor care i-au ajutat și au primit în dar un apartament. Sunt chei de la un apartament. Visul familiei Buzdugan s-a împlinit. Din momentul când noi am participat în campania Dăruiești și Câștigi, pentru noi Crăciunul a devenit o sărbătoare încă mai specială. De atunci suntem cu ochii pe ei, timp în care tripleții au crescut și ne-au surprins. Zile de naștere, evenimente în familie, vacanțe, succesele copiilor sau ale părinților, de toate au parte împreună. În 2014, familia a emigrat în Franța, unde și-au cumpărat o casă și își construiește un viitor. În provincie, o zonă liniștită, avem grădină, iepurelem, avem găinuși. Copiii au acum 12 ani și sunt deja adolescenți. Eu sunt la colegi cu sorele mele. Toți trei învață în aceeași clasă, împreună pleacă la ore. Voi sunt târziat, Selin. Bianca! Și rând pe rând se întorc acasă. Sunt normal la colegiu. Cum la colegiu? Iar frățiorul lor mai mic se pregătește să meargă la școală, acum fiind în clasa pregătitoare. Încă nu s-au decis ce vor să devină când vor fi mari, așa, dar deocamdată puștii își dau toată silința la ore. Eu învăț de tot și eu fac de tot bine. Eu mă chem Bianca, eu sunt la colegi, îmi place de deșin, muzică și engleză. Dar nu tare iubesc matematic. Toți cei patru frați împărtășesc aceeași pasiune, desenul, dar au și alte activități. Luca este fotbalist, iar fetele fac patinaj și înnoată. Părinții
Părinții lor, Claudia și Andrei, le sunt alături, îi susțin în toate și muncesc mult ca să le ofere o viață bună. Soțul lucrează în logistică. Eu am făcut o diplomă ca patisier și am lucrat. Acum fac și niște cursuri de performare a limbii franceze, niște cursuri de informatică. Deși trăiesc în Franța, Moldova e prezentă în casa lor prin amintirile care plutesc în aer, limba română pe care o vorbesc și mâncarea tradițională. Lor tare îmi plac plăcintele. Eu când fac plăcintele, stau lângă tigaie. Dorul de casă însă e mare. Din cauza pandemiei, familia nu a putut reveni în Moldova, dar speră să o facă cât mai curând. Eu doar din Moldova, doar de familia mea, de bunii. Viața este mai ușoară ce este legat financiar. În rest, cum lucram la Moldova, așa lucrăm și aici. Cum trăiam la Moldova, așa trăim și aici. Ne lipsesc relațiile cu prietenii, cu familia. În schimb, au multă dragoste pe care o împart între ei și speranță în viitorul pe care îl clădesc împreună. Farmece, vrăji și tradiții de odinioară, toate au prins viață noaptea trecută, când creștinii ortodoxi de stil vechi au celebrat ajunul Sfântului Andrei. Este o sărbătoare specială, mai ales pentru fetele tinere, bune de măritat, care sunt nerăbdătoare să-și cunoască ursitul. Fermecate de magia acestei nopți sunt și tinerele din satul Rădeni Călăraș, care păstrează ritualurile străbune și astăzi. Ele se unesc, anul ăsta eu mă mărit. Frumusat! Dragul cucoșel, hai te rog ca să văd și eu ursitul. Ce-am ieșit la partea afară, dor, dor, dorule. Fetele nemăritate din satul Rădeni și-au luat andrelele și ghemele de lână și s-au pornit la șezătoare. Mamă, inima mă doare, lasă-mă la șezătoare, la Elevele din clasa 9 au aflat cum va arăta viitorul lor soț. Pentru asta, fetele au trebuit să se lege la ochi și să aleagă o vergică. Hai să ai un mire frumos și bogat. Uite, l-ai ales chiar pe cel mai gros din toate. Dar am eu ce înseamnă? Mirele tău o să fie o leacă cam coturos. Iar unele dintre ele au făcut vrăji și ne-au arătat cum poți afla dacă te vei mărita. Toarnă două picături de ceară în castronul cu apă și să amestec cu firul de busuioc. Dacă ele se unesc, anul ăsta eu mă mărit. Tatiana are 14 ani și a învățat aceste ritualuri de la bunica ei. Acasă câteodată fac singur și când mai cade vremea să plec pe la șezători. Astăzi sunt pe cale să-mi aflu și eu ursitul, iar pentru asta e nevoie de un cocoș. Pe lângă el avem pregătite un bol cu grăunțe, în cazul în care ursitul va fi mâncăcios, unul cu apă și o oglindă, ca să aflu dacă va fi sau nu chipeș. Acum e momentul adevărului. Se pare că nu mă mărit eu. An de an ne străduim ca să facem asemenea întrunire și asemenea așezători ca să valorificăm tradiția și obiceiul strămoșesc. O altă tradiție pe care tinerele au pus-o în practică a fost cea cu balabuștele unse cu usturoi. După ce le-au pregătit și scos rumene din cuptor, ia ca balabuștele voastre! Fetele au ieșit afară ca să vadă pe care o va mânca prima câinele. Doar așa puteau afla cine se va mărita prima. E prea devreme. În ajun de Sfântul Andrei la casele de la Rădeni, e deja tradiție să se fure porțile din gospodăriile unde sunt fete frumoase de măritat. Varga, uite ce lată și nerușinate! Oamenii o leacă cam s-au asigurat, leagă porțile, le strâng, dar totuși care unde este și fură. E o tradiție frumoasă rămasă de la străbunii noștri, dar cu părere de rău în ziua de azi își pierde fantasmul care era cândva. Schimbăm locația și ajungem la șezătoarea celor mari. În fața voastră sunt membrii ansamblului folcloric Rădenenii. Tata a fost muzicant și
mama îl susținea și totdeauna obiceiile le păstrau, chiar dacă era vremea sovietică. Tradițiile de Sfântul Andrei sunt cinstite și de ei cu sfințenie, în speranța că vor avea un an prosper. Facem semnul crucii cu usturoiul. De ce? Să apărăm, să spune, de duhurile rele. Totul a fost pus la cale de directoarea Casei de Cultură alături de colegii din ansamblul folcloric, care își doresc să promoveze obiceiurile ca să nu fie uitate. Oamenii fac lucru din plăcere și din dorință de a promova frumosul, de a ne face cunoscut casat. Creștinii ortodoxi de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei pe data de 13 decembrie. În ajun, fetele nemăritate fac vrăji pentru a-și afla ursitul. Mătușul Ilian, ne prespune la așezătoare. În scoarul Teatrului de Operă și Balet plutește o atmosferă magică. Aici a fost inaugurat Orășelul de Crăciun. Zeci de oameni au venit să vadă decorul de sărbătoare, bradul, animatorii, dar și concertul dedicat copiilor. E la ea acasă, în Orășelul de Crăciun din scoarul Teatrului de Operă și Balet. Aici cei mai talentați copii au făcut spectacol. Atmosferă frumoasă, la ușa sărbătoare, trebuie să venim, să participăm, să vedem. Că anul nou odată e an. Am venit cu familia, suntem ca doi copii și au vrut să vedem ce este. Moș Crăciun, caruselul, roata de cauciuc sau personajele din povești sunt doar câteva dintre atracțiile Orășelului. Mai mult, comercianții vin și ei cu oferte fierbinți la propriu, cum ar fi izvarul sau ceaiurile naturale. Cărnăței, mititei, tot bulche sau sami. Еще имеется у нас картошка, плаценты, три вида, капуста. Чай. Да, чай, облепиха, имбирный. Но я сегодня я принц. Luminițe, am aprins atmosfera asta de magie, de sărbătorilor de iarnă. Cred că a 10-lea an avem deja o tradiție să facem aici, în scoarul Teatrului Operei și Balet, așa un orășel magic. Orășelul de Crăciun își așteaptă vizitatorii până pe 16 ianuarie. Cel mai cunoscut teatru de păpuși din Ankara este condus de o moldoveancă. Femeia este și organizatoarea unui festival internațional care adună anual cele mai faimoase trupe de actori din lume. Первый год был очень сложно во всех отношениях. Язык, культура, менталитет. Aflați detalii despre povestea de viață ruptă din serialele turcești în câteva momente la știri. Tulpina Omicron stârnește tot mai multe îngrijorări. În Marea Britanie, pacienți infectați cu această variantă a coronavirusului au ajuns la spital, iar în Africa de Sud s-a dublat numărul internărilor în doar o săptămână. Printre cei contaminați este și președintele sud-african, dar nu se știe deocamdată dacă este vorba despre Omicron. Președintele sud-african a fost testat pozitiv la COVID-19 ieri și a început un tratament suferind de simptome ușoare ale bolii. În vârstă de 69 de ani și vaccinat complet, el a început să se simtă rău după ce a părăsit la prânz o ceremonie oficială de la Cape Town, la care au participat aproximativ 200 de persoane, care acum urmează să se izoleze. Omicron este în prezent sursa majorității contaminărilor din Africa de Sud. Această tulpină a coronavirusului nu este atât de inofensivă precum se credea inițial. În Marea Britanie, Omicron se răspândește atât de rapid încât experții din regat se așteaptă să devină în scurt timp dominantă. This evening, because I'm afraid we're now facing an emergency in our battle with the new variant Omicron, that our scientists are confident that with a third dose, a booster dose, we can all bring our level of protection back up. We've already seen hospitalizations doubling in a week in South Africa, and we have patients with Omicron in hospital here in the UK right now.
Un nou studiu realizat de Facultatea de Medicină Tropicală din Londra estimează că, în cel mai bun caz, 175.000 de britanici vor avea nevoie de spitalizare în următoarele 5 luni. În acest moment, o treime dintre infectările din Londra sunt cu tulpina Omicron. Oficial, sunt 1.600 de cazuri confirmate, iar cifrele se dublează la fiecare 2-3 zile. Prin urmare, foarte curând, tulpina Omicron va fi dominantă în Marea Britanie și probabil și în restul lumii. The truth is, no one knows for sure at this point. It's very difficult to compare what's happening in South Africa to what might happen here. For example, differences in the age of the population, the different levels and types of immunity people have, you know, how they gained that immunity. Responsabili din domeniul sănătății din Regatul Unit au anunțat ieri o creștere a nivelului de alertă pentru COVID de la 3 la 4, fiind al doilea cel mai înalt nivel, și indică faptul că transmiterea este mare și presiunea asupra serviciilor de sănătate este în creștere. În Marea Britanie, peste 70% dintre cetățeni sunt complet vaccinați. În Austria, unde rata de vaccinare este mai mică, în weekend au avut loc proteste antivaccin. Eventuell nicht zur Demonstration zu gehen, sondern vielleicht auch mal das Gespräch mit dem Arzt, der Ärztin ihres Vertrauens zu suchen und sich selbst zu schützen. Sie tun etwas für ihre Gesundheit. De astăzi, Austria a ridicat majoritatea restricțiilor pentru persoanele vaccinate. Cancelarul austriac a numit noile măsuri o relaxare cu centură de siguranță. Cei neimunizați vor trebui în continuare să respecte restricții și vor putea să-și părăsească locuințele decât în anumite situații. De exemplu, pentru a-și cumpăra alimente, să meargă la medic sau să facă sport. E cod roșu și portocaliu de ninsori și vânt în Siberia. Înălțimea stratului de zăpadă în regiunile muntoase a ajuns la jumătate de metru. În unele zone, ninsorile abundente au cauzat întreruperi de curent. Pentru regiunea Serbia de Răsărit a fost emis un cod roșu de zăpadă, fiind așteptate căderi de peste 30 de centimetri în 12 ore și rafale de vânt de peste 60 de kilometri pe oră. Pentru celelalte regiuni a fost emis un cod portocaliu de ninsoare și un cod galben de vânt, stratul de zăpadă putând ajunge la peste 10 centimetri în 12 ore. Populația este avertizată cu privire la îngreunarea considerabilă a circulației, precum și la riscurile de rupere a copacilor. Unele drumuri au fost închise temporar ca urmare a condițiilor meteo, afectând mai ales autoturismele de mare tonaj. În zona orașului Zlatibor, 3.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar precipitațiile necontenite complică lucrările de restabilire a curentului. Între timp, în sud-vestul Franței, ploile abundente și topirea zăpezii din Pirinei au dus la o creștere bruscă a nivelului apei. Locuitorii din 4 comune din departamentul Lomd au fost evacuați. Și comunitatea autonomă Navara din nordul Spaniei se confruntă cu inundații în urma ploilor abundente din ultimele zile. O avertizare de pericol meteorologic a fost anunțată în mai multe provincii din Spania. A plecat din Moldova de mai bine de 20 de ani, iar între timp a devenit directoarea unui vestit teatru de păpuși din Turcia. Este povestea unei actrițe de la noi care nu ratează nicio ocazie pentru a le povesti turcilor cât de mândră este de țara sa de baștină. Totuși, femeia visează să își trăiască bătrânețile acasă. Marina și Haluk Yüce sunt parteneri de viață și de scenă. Au jucat împreună în sute de spectacole, iar cea mai recentă piesă a lor este Ultima noapte a lui Socrate. Marina este originară din raionul Cader Lunga. La vârsta de 30 de ani a plecat să-și continue studiile în capitala Turciei. În timpul unor repetiții l-a cunoscut pe viitorul său soț. Văzând-o pe scenă, bărbatul s-a îndrăgostit de ea. După o perioadă a cerut-o în căsătorie, iar ulterior moldoveanca a început să joace pe scena teatrului de păpuși care îi aparține lui Haluk și s-a stabilit acolo cu traiul. И так далее. Ну, экономические сложности, естественно. Турки любят иностранцев до тех пор, пока иностранцы говорят с большим акцентом и особо активно себя не проявляют. А когда вы уже растете,
И вы, получается, что как бы становитесь фигурой сильной, и вы много работаете, и вы очень много всего добиваетесь, вы перестаете им нравиться. În 3 luni de zile a învățat limba turcă, a muncit mult ca să ajungă în poziția pe care o deține astăzi și să câștige respectul localnicilor din Ankara. Меня уже как бы принимают, со мной считаются. Я называю себя врагов. Вот, но меня это не смущает, потому что это наша жизнь, это наша работа, то, что мы делаем, мы любим свою работу и мы стараемся, несмотря на все сложности, делать ее хорошо. Spectacolele celor doi umplu în fiecare săptămână sala cu spectatori. Trupa de actori pune în scenă piese atât pentru copii cât și pentru maturi. Мы и актёры, и в то же время мы должны работать с куклами, мы должны давать им жизнь, и зритель должен им верить. Marina este și director al Festivalului Internațional de Păpuși din Ankara, care adună anual cele mai faimoase trupe de actori din lume. Soțul ei, Haluk, care este un cunoscut păpușar și regizor din capitala Turciei, o susține în toate. İyi olacağını ilk önce o düşündü ve başladık birlikte çalışmaya. Çalıştıkça benim için gerçekten çok iyi ve önemli bir partnere dönüştü. Gerçekten sahnede çok iyi bir partneriz ve bu hemen bizi birlikte izleyen, özellikle sadece ikimizin oynadığı oyunlarda bizi izleyenler hemen fark ediyorlar sanatçılar. Haluk a vizitat Moldova de câteva ori și spune că nu ar fi împotrivă să locuiască în țara noastră. Onu biliyorum, özellikle Marina'nın köyünde gerçekten ortam çok hoş. Bizim burada köy dediğimiz yerlere göre çok farklı, gelişmiş. Я очень люблю Молдову. Я очень по ней скучаю. И в принципе, я бы, наверное, хотела там жить сейчас. În cea mai geroasă localitate populată din lume s-a deschis sezonul de not. Localnicii satului Omiakon din Rusia s-au scaldat în apă rece printre bucățele de gheață la o temperatură de minus 61 de grade, cea mai scăzută din ultimii 40 de ani. În acest weekend, temerarii din Iacutia s-au scaldat în apă rece ca gheața de la polul frigului. În următoarea perioadă, satul Omiakon, care are 500 de locuitori, va fi plin de turiști din toată lumea, dornici să-și depășească limitele, îmbăindu-se în râu la o temperatură de minus 50 de grade. În localitate s-a deschis chiar și un hotel. Omiakon este cea mai friguroasă așezare omenească de pe Terra, cu o temperatură medie de minus 50 de grade Celsius în ianuarie, cunoscută și ca polul frigului. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în localitate a fost de minus 71,2 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură din istorie înregistrată într-o așezare omenească, dar și cea mai scăzută înregistrată vreodată în emisfera nordică. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!